Guvernul PSD, PNL, UDMR al lui Klaus Iohannis, plin de combinatori și plagiatori, este neserios și afectează grav interesele României. Și încep cu o paranteză. Informațiile de astăzi referitoare la plagiatul pe care l-a făcut în trecut actualul premier trebuie să ne conducă la o singură concluzie. Furtul înseamnă furt. Furtul intelectual e la fel de grav ca orice altă formă de ilegalitate și la acest nivel nu ne permitem să avem conducători asupra cărora să planeze astfel de acuzații. Astfel încât un gest de onoare, un gest absolut firesc, ar fi depunerea demisiei de către premierul Nicolae Ciucă. Am văzut în trecut conducători, din partea mai ales a PSD-ului, care spuneau că în România este o normalitate corupția, că toată lumea face acest lucru și câtă vreme toți românii fac acest lucru, ar trebui legalizată cumva această manieră de a ne raporta la lege. Este greșit, este profund greșit și de la vârful statului nu poate fi dat un astfel de semnal. Revenind la subiectul pe care l-aveam pregătit pentru astăzi, așa cum spuneam, anul acesta, 2022, este un an foarte important pentru România. Avem o fereastră de oportunitate extraordinară pentru a se ridica MCV și pentru a intra în Schengen, dar pentru asta trebuie continuate reformele din justiție. Din păcate, ministrul Cătălin Predoiu, în loc să tureze motoarele, nu face altceva decât la îndemnul președintelui Iohannis să tragă frâna de mână și este foarte posibil că va rata acest obiectiv singur cu poarta goală, cumva, pentru că depinde doar de noi, depinde de România și de Guvernul României să ne îndeplinim aceste obiective importante. Avem la Senat acum o lege în cameră decizională, un proiect de lege de desființare a SIJ. Acest proiect de lege a trecut prin toate filtrele procedurale, a trecut prin dezbateri publice, a trecut prin acea procedură de transparență decizională, care a durat destul de mult. A obținut, în urma demersurilor pe care le-am făcut ca ministru, și avizul favorabil al Comisiei la Veneția. În raportul MCV, în ultimul raport MCV, acest proiect este considerat ca fiind în conformitate cu recomandările Comisiei Europene, cu avizele Comisiei la Veneția și cu recomandările GRECO. Deci există absolut toate argumentele pentru a promova mai departe acel proiect de lege. Cel mult ar putea actuala coaliție să vină cu unele amendamente, care însă niciunele să nu afecteze competența DNA, pentru că în cele din urmă toate semnalele pe care le avem ne conduc la concluzia că despre asta este vorba. O mână de oameni din justiție, o mână de politicieni își doresc foarte mult crearea unui mecanism prin care să se asigure protecție anumitor potentați, să spun așa. Iar acesta este un instrument foarte util. A avea protecție față de încălcările legii, a împiedica DNA-ul să intre cu anchete serioase pe partea de corupție din magistratură, este, iată, un element pe care și-l doresc unii dintre conducătorii actuali. Ce trebuie să facă ministrul Justiției Cătălin Predoiu este să renunțe la această fantasmagorie de propunerea unui nou proiect și să reia proiectul din Senat, așa cum spuneam, eventual cu unele amendamente acceptabile. Mai departe, tot ministrul Justiției a tras frâna cu privire la proiectul care era definitivat în Ministerul Justiției referitor la modificarea codului penal și de procedură penală. Lăsasem la cheie în momentul în care mi-am încheiat mandatul. Acest proiect este în planurile ministrului a fi promovat undeva pe la sfârșitul lunii martie, ceea ce e inacceptabil. Proiectul este gata, a trecut și de faza de transparență decizională.
Nu ne mai spune ministrul Cătălin Predoiu nimic despre legile justiției, despre cum va reforma CSM-ul, care, iată, în perioada aceasta, în aceste zile, se află într-o criză majoră, într-un blocaj instituțional generat intenționat de anumite interese, fără a veni cu o reformă legislativă referitoare la CSM, este foarte greu de crezut că lucrurile se vor limpezi în justiție și că justiția va reintra pe făgașul normal cât de curând. Nu ne spune nimic despre inspecția judiciară, care am văzut ce a produs în ultima perioadă. Pe bandă rulantă, tot felul de acțiuni disciplinare împotriva unor magistrați curajoși și care au dat dovadă de profesionalism, pe de o parte criticând proiectele nocive din trecut, proiectele legislative, pe de altă parte dând niște hotărâri judecătorești curajoase împotriva unor potentați. De asemenea, ne spune ce se va întâmpla mai departe cu alte instituții, cu promovarea la instanțele superioare, la înalta curte. Ce se va întâmpla cu acea propunere pe care am înaintat-o de preluarea unei părți din poliția judiciară de către parchete. Este foarte important ca în perioada aceasta să ne concentrăm pe acest obiectiv de țară, altfel toate semnalele care ne vin din exterior sunt în sensul în care vom rata ridicarea MCV, deși ministrul Predoiu ne spune nonșalant că nu avem o problemă cu Comisia Europeană, că suntem în grafic, este o atitudine nesinceră. La fel de nesincer este ministrul și cu opinia publică și cu oficialii Comisiei Europene atunci când le face promisiuni deșarte. Să vii astăzi și să spui că vei promova un nou proiect de desființare a SIJ și îl vei înainta Parlamentului până la jumătatea lunii februarie, este fie o intenție clară de încălcare a legii, fie o promisiune deșartă și o tactică de tergiversare. Am văzut foarte mult că unora le convine situația actuală, le convine să mai țină SIJ pe aparate o perioadă lungă de timp și caută cu disperare soluții pentru a înlocui această secție specială cu un alt fel de secție specială din care, așa cum am spus mai devreme, să lipsească DNA-ul, să lipsească contribuția și anchetele făcute de DNA cu privire la aceste fapte de corupție din magistratură. Semnalul de alarmă tras de Comisarul European pentru Justiție ar trebui luat foarte în serios de ministrul Cătălin Predoiu. Se pare că nu îi dă curs acestui semnal, pentru că am înțeles că totuși continuă pe această linie ministrul Cătălin Predoiu. Tragem și noi un semnal de alarmă, un foc de avertisment, să spun așa, pentru ministrul Cătălin Predoiu, care se află pe lista scurtă de miniștri, care riscă cât de curând o moțiune simplă și îi spunem să nu afecteze interesele României, să continue reformele începute și să nu se alăture celor care duc România pe un drum greșit. Vă mulțumesc foarte mult, acestea au fost lucrurile pe care am fi vrut să vi le spunem de pe acum, înainte ca ministrul Cătălin Predoiu să vină cu acel așa zis nou proiect de desființare a SIJ. Vreau să vă spunem că există un astfel de proiect și că demersul ministrului este un nonsens. Dacă sunt întrebări, vă răspund cu mare drag. Dacă nu sunt întrebări, vă doresc o zi bună, să ne revedem cu bine. La revedere!